De aceea trebuie să ne rugăm mai tot timpul, ajută-mi, Doamne, necredinții mele. Să ne rugăm milostivului Dumnezeu să ne dea credință, să ne întoarcă la sfânta dreaptă credință. Să ne rugăm lui Dumnezeu și să fim împăcați cu Dumnezeu, să fim în slujba lui Dumnezeu. Și apoi să avem pretenție că și primim ceea ce cerem. Deseori cerem, dar nu știm să cerem. Alergăm prin mănăstiri și biserici, când suntem încercați în viața noastră de multe suferințe, multe greutăți, multe necazuri, și alergăm și unde nu trebuie, din vorbă în vorbă, ce nu facem ca să ne se împlinească ceea ce cerem. Dar uităm mai întâi să cerem mira lui Dumnezeu un ajutor și să ne recunoaștem cu căință, cu lacrimi, păcatele săvârșite. Și de ce oare să ne gândim, avem acea încercare? Fiindcă până la urmă toate încercările vin de la Dumnezeu din pricina mulțimii păcatelor noastre. Alergați în casa lui Dumnezeu, fiți în slujba lui Dumnezeu, spovediți-vă sincer, cereți canon, cereți binecuvântare de la duhovnicul vostru, cereți sfaturi ca nu cumva, umblând din loc în loc, să vă rătăciți și să vă pierdeți credința. Vedeți că omul se poate mântui într-ultima secundă. Omul își poate pierde sufletul în ultimul minut. De aceea, atât timp cât vom striga cu lacrimi la Dumnezeu, să ne asculte rugăciunea și mergând și în gând, să implorăm mila lui Dumnezeu și iertarea păcatelor noastre și să știm ce cerem de la Dumnezeu înainte de a cere. În orice pomelnic, când am făcut către o mănăstire sau biserică, să scriem, Doamne, îți mulțumim pentru tot ce ne-ai dat, pentru cele bune și cele rele încercări. Îți mulțumesc, Doamne, și cer iertare mulțimii păcatelor mele. Atunci, cu adevărat, Dumnezeu se va uita la smerenia noastră, la plecarea genunchilor noștri, ne va asculta rugăciunea. Să știți că încărcarea mustrării conștiinței vine de la păcatele nespovedite, păcate îngrămădite care... Azi am ascuns un păcat, la a doua spovedanie am ascuns 5, la alte spovedanie, și așa ne duce satana să ne rușinăm a spovedi păcatul și ne ducem în mormânt cu păcatele nedezlegate, ca acea femeie care v-am tot spus eu, că avea un păcat rușinos și nu îndrăznea să mărturisească la duhovnic. Iubiți credincioși, vă mulțumesc pentru răbdarea pe care ați avut-o. Hristos, Preacurata Maica Dumnezeu, să vă ajute tuturor și să nu uităm că astăzi este la sat de sec, mâine intrăm în postul adormirii Maicii Domnului, Preacurata Maica lui Dumnezeu ne binecuvintează cu un mare dar pe 7 august, va fi prezența erafului, se va sluji taina Sfântului Maslu la ora 16, ora 4, de către Preasfințitul Antonie de Bălți. Pentru prima dată în 32 de ani, când la adormirea Maicii Domnului, deși știm că Evlavia și prețirea credincioși care au față de Maica Domnului este popor ca pe 8 septembrie la hramul mănăstirii noastre, n-am avut încă o slujbă arhierească. Data aceasta vom avea pe înalt Preasfințitul Mitropolitul Petru Basarabe, și exarh a plaierilor. Deci va fi prezent în ziua prăznuirii adormirii Maicii Domnului Părinte Mitropolit Petru, atât pe 15 august, cât pe 7, cum v-am reamintit, taina Sfântului Maslu, Preasfințitul Antonie.
Iar la hramul Sfintei noastre mănăstiri, pe 8 septembrie, va fi prezent Părintele Mitropolit Teofan, în altă Sfântul Mitropolit Teofan, unde va sfinți și va binecuvânta cei doi aproape ani de zile ostenelile oștii noastre. Mă refer la clopotința frumoasă care adăpostește cele 13 clopote, unde vedeți că a doua biserică, putem să o considerăm, cum spun toți credincioșii, s-a realizat în timp de aproape 2 ani de zile, mulțumind lui Hristos, prea curat, Maică Dumnezeu, pe aceste timpuri grele, și fiilor mei duhovnicești, care unii din ei au devenit martitori, atât la clopotele bisericii, cloponiții noi, a mănăstirii noastre, cât și la ridicarea acestei frumoase, mărețe clopotnițe. Ei bine, sunt și credincioși că cutia aceasta, cred că o să țineți minte și noaptea, a fost aici timp de 2 ani de zile cerându-vă ajutorul. Data aceasta, cerându-vă ajutorul, mai avem de finalizat, că sunt două etaje, cum ar fi parterul și nivelul 2, unde suntem pe la finalizare și adunăm și pentru sfințirea acestei frumoase clopotnițe. Maica Domnului să vă ajute și nu cred că ar fi cineva astăzi să nu țină acest post. Să nu supărăm pe Maicuța Domnului, că Maicuța Domnului este mijlocitoarea noastră, zi noapte, cerând un ajutor. Preacurate Maicii Dumnezeu, pentru darul divin al Dumnezeu pogorât asupra pământului, ploaie, să știți că a plouat, poate că mulți vreți mai mult, să-i mulțumim Dumnezeu și pentru puțin, a plouat foarte, foarte bine și ieri și astă noapte și ați văzut că Maica Domnului, după procesiunea făcută, ne-a pus la încercare pentru prima dată în 32 de ani când am ieșit în procesiune, unde am făcut câte oprire cu Sfânta Icoană Făcătoare de Minunea Maicii Domnului, implorând și rugând pe Maica Domnului să mijlocească la Bunul Dumnezeu să ne trimite ploaie timpurie pe pământ. Iată că Maica Domnului și-a arătat aproape după 2 săptămâni mila sa cea bogată. Să spunem necazurile care mai avem, ce în suferință te rugăm așa, dă-ne-a ta răbdare, crucea este grea. Semne lună, semne stele, ape mare și vremuri grele, și bate putere vântul de cutremur.